Ana Porgras, mesaj emoționant înainte de revederea cu Zani, voi fi extrem de fericită. Ana Porgras se află în aceste momente în drum spre Republica Dominicană. Faimosul este foarte susținut de fanii săi, cât și de foști concurenți ai emisiunii. În aceste momente, faimoșii și războinicii se îndreaptă în Republica Dominicană. Unde urmează să fie alături de ultimii patru concurenți în marea finală. Ana Porgras speră ca Zani să ajungă până în finală și s-a arătat extrem de fericită că cei doi se vor revedea în Republica Dominicană. Și eu mi-aș fi dorit să fiu acolo, în calitate de concurentă. Însă voi fi extrem de fericită să te revăd și să te pot susține live. Pentru că meriți, Zani Dache. Este mesajul transmis de Ana Porgras, la secțiunea de stories de pe Instagram. Care este, de fapt, relația dintre Ana Porgras și Zani? Ana Porgras și Zani au format o relație de prietenie specială la Survivor România. Fanii au bănuit că între cei doi s-a înfiripat și o relație de dragoste. De fiecare dată, bruneta a încercat să pună capăt zvonurilor și să stabilească faptul că sunt doar prieteni. Eu, incompetitiv, l-am susținut din tot sufletul de Zani și el pe mine. Mi-a părut rău că am ieșit și că visul meu s-a terminat acolo. Asta a fost 50% și 50% a fost că l-am lăsat acolo și știam că i se căuta o susținere în mine și incompetitia aia eu eram aliatul care era tot timpul lângă el. Am avut momente în care am vrut să plec și el mi spunea că eu nu am cum să plec. În primele două săptămâni, când am ajuns, mi se pare imposibil ce se întâmpla. Mi se pare că am făcut ceva rău în viața și am ajuns în jungla. Am fost speriată de tot ce se întâmpla și faptul că nu mai vorbeam cu mama în fiecare zi, nu mai aveam acces la nimic. A fost un șoc când a ajuns acolo. Zani a fost mereu o persoană foarte puternică. În afara faptului că a avut câteva momente în care îmi spunea că doi este greu, nu l-am auzit odată să îmi se plângă, să spună că nu mai vrea să stea acolo. Spunea mereu că vrea să ajungă în finala. L-am găsit motivat, puternic și mi-a dat și mie din puterea lui, a declarat fosta gimnastă.